Aș vrea să deschidem cuvântul lui Dumnezeu în Matei, în Evanghelia pe Matei, pentru început, și să ne bucurăm alături de îndemnurile Domnului prin textul care a fost rostit și citit și dimineață, începând cu versetul 19, unde ni se spune despre Iosif, bărbatul Mariei, mama Domnului Iisus Hristos, și textul relatează. Iosif, bărbatul ei, era un om neprihănit și nu voia să o facă de rușine înaintea lumii. De aceea și-a pus de gând să o lase pe ascuns. Dar, pe când se gândea el la aceste lucruri, i s-a arătat în vis un înger al Domnului și i-a zis: Iosife, fiul lui David, nu te teme. Nu te teme să iei la tine pe Maria, nevasta ta, căci ce s-a zămislit în ea este de la Duhul Sfânt. Ea va naște un fiu și îi pune numele Iisus, pentru că el va mântui pe poporul lui de păcatele sale. Toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce vestise Domnul prin prorocul, care zice: iată, fecioara va fi însărcinată, va naște un fiu și vor pune numele Emanuel, care, tălmăcit, înseamnă Dumnezeu este cu noi. Când s-a trezit Iosif din somn, a făcut cum îi poruncise îngerul Domnului și a luat la el pe nevasta sa. Dar n-a cunoscut-o până ce ea a născut un fiu și el i-a pus numele Iisus. Amin. Aveți în față și deja v-a fost prezentată și cred că și pe ecran, dacă o pune Evelin, tematica zilei de astăzi în contextul acestei perioade premergătoare, da? Este un subiect care de multe ori tulbură: frica. Frica de Domnul. Frica de Domnul, recunosc că este un subiect personal, vă fac o mărturisire în premieră. Chiar și acest subiect mi-a frământat inima și parcă a pus capac, cum spunem noi, la momentul la care o colegă de serviciu mi-a spus: dacă Dumnezeul acesta al tău este așa de bun cum spui, dacă spui despre acest Iisus care a murit pentru mine, dacă și dacă, de ce trebuie să-mi fie frică de El? Și recunosc că primele 10 secunde m-am cuiat. Îi căutam să-i prezint un Dumnezeu bun. Atât de bun încât mintea noastră nu-L poate cuprinde, oricâte sinonime și epitete și câte valori am prezentat, nu poate să cuprindă bunătatea lui Dumnezeu. Încercam să-i prezint jertfa de la cruce, locul ei, colegei mele. Și totuși trebuia să-i vorbesc despre frică, despre atitudinea ei în relație cu Dumnezeu, de frică. Și mi-am dat seama că pentru mine incapacitatea asta de a-i spune și a-i explica prompt, instinctiv, era pentru că în mintea mea nu era foarte bine definită. De aceea în seara aceasta mi-aș dori, cu ajutorul Domnului, cu acordul dumneavoastră și bunăvoința Domnului, să ne rugăm să avem un cuvânt de învățătură, cercetare, și martorul este Domnul că întotdeauna îmi doresc să fiu primul cercetat când aduc un cuvânt înaintea dumneavoastră, pentru a putea să fiu validat, că altfel chimval zângănitor. Și în prima fază vom vedea cel puțin 4 feluri de frică. Și pe măsură ce le enunțăm, vă rog în numele Domnului, intrați în fiecare fel și vedeți: oi fi eu Doamne acela? Și am încheiat citatul. Oi fi eu Doamne acela? După această prezentare a celor 4 feluri, am spus, tipuri de frică, o să mergem către frica sfântă și evlavioasă, reverențioasă, frica bună, pe de o parte. În partea a doua vom vedea valențe ale fricii păcătoase, ale fricii care te depărtează de Domnul, ale fricii care îți arată, și e dureros să spui într-o biserică evanghelică, că nu ești mântuit. Căci și demonii au o mare frică și tremură din toate închieturile și totuși rămân demoni. Iar în ultima parte vom pune în antiteză frica evlavioasă, sfântă, versus
frica păcătoasă. Așadar, cele feluri. Eu aș vrea, pornind la textul nostru, să ne uităm în această expresie în care îngerul îi spune: Iosife, nu te teme să iei la tine pe Maria, nevasta ta. Și pentru că sunteți foarte mulți aici necăsătoriți și văd și logodiți, vă dați seama că îi spune nevasta ta când nu era nevasta lui? Realizăm noi că îi spune să iei la tine pe nevasta ta care era logodnică? Însă Dumnezeu nu greșește când se exprimă prin îngeri, prin Duhul Sfânt, când vorbește personal, când vorbește prin Domnul Iisus. Divinitatea nu greșește. Vorbea despre un lucru deja statuat. Vorbea despre un plan bine definit și încheiat. Da, știu că unii se supără că îi spune predestinare. Se supără. Nu îi spunem așa. Spuneți cum vreți. Dar deja era nevasta lui. Nu te teme să duci la îndeplinire ceea ce eu am decis și am bătut țărușul aici, Iosife. Și regăsiți-vă în asta. Nu vă temeți să umblați în planul lui Dumnezeu pentru voi. Și faptul că sunteți pe calea Domnului, că ați făcut jurământ sângele mielului, că sunteți credincioși, autentici, care au mărturisit până apa botezului și vin la masa Domnului. Faptul că aveți parte de milă și har e decretul lui Dumnezeu. Și mulțumiți pentru acesta, nu vă temeți, cine să vă stea împotrivă dacă Dumnezeu este cu voi. Nu te teme, Iosife, este o expresie care se poate aplica la atâtea lucruri din viața noastră. Și la pandemie? Și. Și la războiul din Ucraina? Și. Și când îți scârție căsnicia și stai să divorțezi? Și. Și când te uiți în portofel sau pe card și nu mai sunt bani? Și. Și când analizele vin harcea-parcea și zici că nu mai scapi de cancerul ăsta? Și am auzit dimineața un caz, te duci, te întorci în boală, te duci, remisie. Iosife, nu te teme, Iosif era în planul divin, dar știți ce? El nu știa. El se gândea după mintea lui, sub imperiul fricii, s-o taie ușor, englezește. El nu știa că este în planul lui Dumnezeu, dar noi știm? Știm cu siguranță, de-aia sunteți aici. Dar pe de altă parte, sau de-aia sunt unii în fața calculatorului și ne urmăresc online. Nu e condiție dacă urmărești, da? Asta nu ne înțelege greșit, dar își doresc să vadă dacă sunt pe calea Domnului. Noi nu realizăm de multe ori că fiind în planul lui Dumnezeu ne comportăm ca și cum n-am fi. Fiind pe calea Domnului ne comportăm ca și cum? Lăsând frica să ne paralizeze. El era în planul lui Dumnezeu, logodnica lui Dumnezeu numește nevastă, îi arată că deja lucrurile sunt stabilite foarte bine la locul lor și Dumnezeu nu se răzgândește, se temea însă. Teama lui nu e scuzabilă, evident, dar nu este nici condamnabilă. Și știți de ce? Așa cum am citit și am accentuat, el era un om neprihănit. Era un credincios, conștiincios și autentic. Și Domnul Dumnezeu ia această temere și pornind la această temere îi arată cu blândețe că nu trebuie să teamă, nu-i dă palme, nu-l ceartă, nu-l mustră, nu-l apostrofează și îi spune: te rog, ești prea bun în neprihănirea ta, ești un om autentic, ești un credincios, ești om de adunare, te rog frumos, nu te teme că nu stă bine teama lângă tine. Acesta ar fi primul tip de frică, frica lui Iosif în fața deciziilor divine din viața lui. Și atunci ne gândim și intrăm și noi aici și spunem: câte decizii divine nu a luat Dumnezeu în dreptul nostru, noi în întunecimea fricii și a temerii de... El aici avea o frică să nu o facă de râs pe biata fată. Vă dați seama, alții se bat cu frică. Așa cum am dat exemplele la început, să nu aibă parte de, să nu se întâmple și sub imperiul fricii uităm de planul lui Dumnezeu, de grija lui, de Dumnezeu care strigă: nu-ți stă bine cu frică, ești în planul meu, în mâna mea și nimeni nu le va smulge din mâna mea, spune Domnul Iisus Hristos, amin. Oițele mele nu au cum să fie smulse de la mine. A doua frică, frica mamelor cu prunci la sân și cu prunci de la 2 ani în jos. Vă amintiți despre care mămici? Este vorba. Mămicile care strângeau și fugeau că venea armata, poliția, securitatea, gherila, mercenarii, să le omoare copiii în timp ce erau la pieptul lor.
Că veneau autoritățile pentru că decretase conducătorul țării ca toți copiii de la 2 ani în jos să fie omorâți. Atunci cu sabia. Acum se omoară și în pântece. Acum se omoară și pe cale medicală. Acum se eutanasiază. Și găsește omul care are minte destulă să găsească modalități de a omorâ copilul. Atunci copiii au fost omorâți de teama lui Irod să nu-i ia careva scaunul. Acum o fi altfel. Diavolul vrea să omoare copiii. Dintotdeauna a vrut. Dar se gândește poate din copiii ăștia este unul care face o trezire spirituală și îmi dă planurile peste cap? Poate din copiii ăștia cine știe ce om al lui Dumnezeu iese? Și spunea cineva când făcea statistică, v-am mai spus și o repet, că în anii de la Revoluție până acum, sper să nu greșesc intervalul, dar în ultima perioadă, destul de lungă, au fost ucise prin avorturi 2,5 români. Populația României de 2,5 ori. Câți predicatori, câți credincioși, câți oameni care poate conduceau lumea, țara, mai bine decât se întâmplă. Câți oameni de valoare poate erau acolo și diavolul a avut grijă și a zis, omoare. Frica acestor mămici, omorârea pruncilor, te gândești, e normal să ai frică pentru așa ceva? Și o să spuneți, păi bineînțeles că da. Haideți să intrăm acolo să vedem. Erau decizii divine în derulare. Mi-e foarte greu să vorbesc la punctul acesta și eu să vedeți ce. Pentru că Matei 1 spune, ea va naște un fiu și vei pune numele Iisus. Toate acestea s-au întâmplat ca să se împlinească ce vestise Domnul. Deci lucrurile acestea cu nașterea pruncului trebuiau să fie exact cum vestisem. Deci eram într-un plan, da? Eram într-un grafic. Eram în decizia suverană a Dumnezeu. Al doilea exemplu. Fusese vestit de Domnul prin prorocul care zice, am chemat pe fiul meu din Egipt. Dar de ce s-a dus în Egipt cu pruncul? De frică. Și au fugit acolo. Ca să se vestească conform planului divin în derulare. Că trebuia să se întoarcă din Egipt, a trebuit de teamă să fugă. Iarăși un tip de teamă. Justificată, spunem noi, păi nu vezi și aici? Hai să fugim în Austria, în Londra, în America. Hai să plecăm. Ce e cu țara asta? Hai să fugim în Norvegia. Hai să fugim. Și spui, păi normal, eu aici nu mai stau în țara asta de 2 lei, am auzit și am încheiat citatul. Și spui, cine poate să-l acuze? Vezi și aici? Toate erau într-un plan. Vezi dacă ești în planul lui Dumnezeu. Nu când să părăsești țara, ci dacă te temi pentru ce se întâmplă în țara ta. Iar al treilea exemplu la care ne vom opri, spune, de aia este greu, pentru acest motiv, să vorbesc la acest tip de frică al mamelor cu prunci de la 2 ani în jos. S-a împlinit ce fusese vestit prin prorocul Ieremia. Fusese statuat cu mult timp înainte de către Domnul Dumnezeu în suveranitatea sa următorul lucru. Un țipăt s-a auzit din Rama. Plânse și boce mult. Rahela jelea copiii și nu voia să fie mângâiată pentru că nu mai erau. Deci cumva, Doamne, Tu riscă unii să acuze, precum colega mea. Ai decis să moară toți copiii ăștia? Așa Dumnezeu ești Tu? Cumva Tu ai decretat cu mult timp înainte, așa cum ai decretat cu pruncul care a fugit în Egipt. Așa cum ai decretat cu chemarea pruncului înapoi din Egipt. Așa cum ai decretat cu nașterea din fecioară. Așa cum s-a întâmplat, și m-a întrebat cineva, așa cum s-a întâmplat la maternitatea Giulești, unde era Dumnezeu tău, Cristi, când ardea maternitatea Giulești? Parafrazez, nu mai știu cum i-a spus, dar cam pe aici era. Lasă-mă cu Dumnezeul tău, că la Giulești au murit copii arși. Asta era decizia lui Dumnezeu? Și mi-este foarte greu să văd că lucrurile statuate de Dumnezeu, chiar și în frica asta, în acel al doilea tip de frică, te cutremură. Doamne, nu mântuiesc de existența Ta și de deciziile Tale, dar lucrurile astea au fost vestite ca să se întâmple, am încheiat citatul, inclusiv bocetul Rahelei. Cum stă treaba? Ne uităm în text. Vedem planul lui Dumnezeu, vedem planul lui Dumnezeu în derulare, care întotdeauna se desfășoară în conformitate cu voia sa sfântă și desăvârșită, eliminăm orice posibilitate de greșeală a deciziei divine și vedem de fapt ce?
că frica și teama resimțită cel puțin aceste două perioade și exemple, fuga copilului și bogetul Rahelei, aveau rolul și scopul de a îndrepta privirile spre împlinirea Scripturii cu privire la venirea lui Mesia. Gândurile și privirile tuturor care știau că așa a fost vestit, când a venit frica asta care omenește este justificată, trebuiau să știe, vine Mesia. Când astăzi trăim vremuri de frică și angoasă și parcă vedem cum se apropie spurcăciunea în locul pustirii și vedem lucrurile astea, înțelegeți cum se derulează pe fondul, ar trebui să spunem, nu mă tem, a fost prevestit că așa va fi. Vine Domnul, amin. Mi-e greu să vorbesc că așa trebuie să fie cu bocetul femeilor care aveau copiii uciși în brațe. Mi-e greu să afirm asta că era în planul lui Dumnezeu, dar nu-l pot nega pe Dumnezeu. Însă văd că alături de prevestirea aceasta trebuia să vină Mesia și trebuia să aibă ochi pentru așa ceva. Și atunci te gândești, dacă omenește îți este frică, mai ai puterea să spui, este planul lui Dumnezeu. Este planul lui Dumnezeu să fie așa. În primul caz am spus, decizii divine și nu prea te prinzi cu mie, ca Iosif. În planul 2, în al doilea tip, spune, este planul divin în derulare. Tu nu știi cum va fi mâine, dar așa trebuie să fie. Al treilea, frica lui Iosif în calitate de cap de familie am numit-o. În Matei 2:22 spune că a auzit că în Iudeea împărățește Arhelau în locul tatălui său Irod, s-a temut să se ducă acolo și fiind înștiințat de Dumnezeu în vis, a plecat în părțile Galilei. Deci s-a temut. Ce? Păi a murit Irod, a venit Arhelau și m-am temut să mă duc acolo. Și putea spune, măi Iosife, dragă frate, la ce-ți mai este frică când ți-a vorbit îngerul? Ți-a spus Dumnezeu că ești în planul lui. În prima fază, în primul exemplu pe care l-am dat, el nu prea știa cum treaba, acum știa perfect cum stau lucrurile. De ce-ți mai este teamă? Noi l-am certat, așa-i? L-am certat un pic pe Iosif. L-am trage de urechi un pic. Însă, dacă în primul caz a fost înștiințat în vis, măi Iosife, nu te teme să o iei pe nevasta ta, în acest al doilea caz, cu ocazia aceasta a temerii sale de Arhelau, tot în vis este înștiințat să meargă până la capăt în decizia lui și să ajungă în Galileea. Recitesc. Fiind înștiințat de Dumnezeu în vis, a plecat în părțile Galilei. Dragilor, dați-mi voie să mă uit cu dumneavoastră în același text și să spun așa. Dacă Dumnezeu nu l-a certat, nu l-a apostrofat și nu i-a spus, măi, de ce te mai temi? Că acum știi că ești în planul lui Dumnezeu și ești în mâna lui Dumnezeu. Tu, credinciosule din izbânda, ești deja în mâna lui Dumnezeu. De ce te mai temi? Dumnezeu zice, nu. Este teama conștientizării responsabilității pe care o ai în planul lui Dumnezeu. Să nu se întâmple ceva pruncului care trebuie să aducă mântuirea neamului. Să nu cumva să se întâmple ceva. Nu mă duc acolo la Arhelau. Mă duc în Galileea și Dumnezeu zice în vis, foarte bine gândit, îl înștiințează, du-te în Galileea. Teama aceasta, vă regăsiți în ea și poate ar trebui să ne regăsim, teama de a stârci planul lui Dumnezeu, de a te interpune planul lui Dumnezeu, teama de divinitate de a face rău bisericii lui Dumnezeu, cu toate intențiile tale bune. E un gen de teamă și acesta. O frică acceptată și mai ales confirmată de Dumnezeu. Și a patra ar fi una deloc plăcută. Spune în Matei 3 că apare Ioan Botezătorul cu aspectul său, îmbrăcat în costum. Nu. Ați văzut cum spune că era îmbrăcat, în ce haine de piele de animal, mânca miere sălbatică, lăcuste, era și un tip foarte calm, nu era deloc. Și apare și vine și efectiv strigă, nu-mi permit să ridic tonul, cu toate că o mai facă totodată, dar acum nu. Și citesc așa, pui de năpârci, cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare? Eu am zis așa că suntem în izbunda și ne mai văd alții, păi să nu... Dar imaginați-vă cum a spus el. Ce a îndemnat pe oamenii ăștia, niște farisei și saduchei, să vină la botezul lui și el să le spună treaba asta? Frica de dumnezeire. Le era frică de Dumnezeu. Și el le spune, nu vă e mă rușine.
Cine v-a învățat să fugiți de... Faceți roade, fapte, puneți în practică demne de pocăința voastră. De ce le lipsea lor? Pocăința. Se poate să intrăm și aici, fiecare. Să ne uităm să vedem în numele Domnului, cu frică de Dumnezeu. Ați auzit despre om cu frică de Dumnezeu? Poate ești așa, poate sunt așa. Ți-e frică de divinitate. Dar poate trebuie să vină un Ioan Botezător să spună, măi, dacă nu ai pocăință, este foarte probabil, foarte probabil, să nu vrei să fugi decât, să nu vrei să fugi decât de mânia viitoare și atât. Să fie tot scopul tău. Și fără pocăință, ești terminat. Este foarte probabil să fie avut, să fie experimentat ce am încercat să pun pe ecranul acesta. Nu să se teamă de Domnul Dumnezeu, ci să se îngrozească. Și când te îngrozești în felul acesta, aia nu este o frică mântuitoare, nu este una sfântă, reverențioasă și nu aduce niciun beneficiu sufletului tău și vieții tale veșnice. Și acum, ușor, ușor o să vedem despre ce este vorba. Ajungem la teama sfântă și aș vrea să o definim pe larg când ne permite timp. Teama sfântă, evlavioasă, bună, reverențioasă, l-am auzit și pe Onisim când spunea despre, în programul de închinare despre ea. Putem spune că este definită și mi-a luat trei puncte mari și destul de cuprinzătoare. Primul ar fi așa, teama sfântă este definită de responsabilitatea omului în relație cu Dumnezeu, având în vedere și uitându-ne către măreția sa. Să știți că am auzit de multe ori măreția Domnului și o cântăm, ma, ce mare ești, ești măreț, Doamne. Și recunosc că sunt niște vorbe, cuvinte care nu prea ne mai ating unde trebuie, pentru că ne-am învățat cu aceste cuvinte, dar nu mai conștientizăm realitatea măreției lui Dumnezeu. Când ajungi numai să vezi într-o ușă întredeschisă măreția lui Dumnezeu, îți crește sentimentul responsabilității încât ți se face frică. Astfel că frica și teama sfântă este definită de responsabilitate. Acum o să spuneți și așa cum obișnuiesc, să aducem și probe, să creăm și un probatoriu, să aducem și probe din cuvânt. Citesc un verset din Roman 13. Suntem îndemnați așa. Dați tuturor ce sunteți datori să dați. Ce ești responsabil să-i dai. Și uitați cum spune Sfântul Apostol Pavel. Cui datorați birul? Dați-i birul. Păi cu taxele astea, Doamne, la prețurile astea, cu așa guvernare, cu așa, vin și repet, zice Sfântul Apostol Pavel, îi datorezi asta, e răspunderea ta, dă-i birul. Cui datorați vama, dați-i vama. Atenție, nu-și pagă la vama. Vama. Cui datorați cinstea, dați-i cinstea. Ou, câți ori fie aici. Și noi ne gândim repede pe biserică la frații bătrâni, la prezbii. La... Haideți să ieșim din biserică, să mergem pe străzi, să mergem, să ne plimbăm în Piața Victoriei, să vedem cui datorăm cinstea. Eu datorezi? Dă eu. Dar mai spune ceva, cui datorați frica? Dați eu. În lumea asta trebuie să-mi fie frică de cineva? Dați eu. De ce? Că e răspunderea voastră și spune Scriptura și o poruncește. Cui datorați frica? Ei bine, nu-L poți recunoaște pe Dumnezeu în măreția sa și în același timp, totodată, să contești faptul că ai responsabilitatea de a-i oferi frica sfântă, dacă la oamenii așa. Dacă unor oameni ești responsabil să le dai lucrurile astea și ți le poruncește Scriptura, când vezi pe Dumnezeu și cânți despre măreția Lui, când te rogi, când citești, când predici, când ești credincios pe calea Domnului, în fel și chip te manifesti. Nu poți spune că ai cunoscut măreția lui Dumnezeu până nu realizezi că ești responsabil să-i oferi o frică sfântă. Amin. Teama sfântă mai este definită de ceva. Este definită de prezența sa. Iarăși un lucru foarte abstract. Pe cât de abstract poate părea pentru credincioși, măreția Domnului, ok, am înțeles, măreție, vedem noi, ni se explică ce este măreție. Acum ce spui prezență? Dumnezeu e inima mea, Dumnezeu vede inima, Dumnezeu e și cu mine, am și-o Dumnezeul meu și omul își găsește tot felul de împachetări ale explicațiilor sale. Prezența sa de ce? Pentru că obiectul unei frici
sfinte și sănătoase, întotdeauna rămâne Dumnezeu. Orice altceva legat de divinitate, dar care nu este Dumnezeu, este o frică păcătoasă. Obiectul unei frici sănătoase trebuie să rămână întotdeauna Dumnezeu în persoană. Îl avem pe psalmist, pe David, pe Daniel, pe Neemia, pe Iov, care folosesc expresii de genul acesta. Dumnezeu mare și înfricoșat. Sau măreția înfricoșată care îl înconjoară. Folosesc oamenii noțiuni de timp și spațiu, de parcă Dumnezeu ar fi în spațiu aici și îl mai înconjoară ceva ca să înțeleagă mintea umană. Îl precede măreția, ca și cum ar intra măreția pe ușă și după câteva secunde intră și Dumnezeu. Noi ne exprimăm așa pentru a înțelege prezența Lui. Și nu de puține ori, joia sau duminica, spunem, fiți atenți, la cum vă zboară gândurile când stați în bancă, la cum vă manifestați în închinare, la cum vă manifestați în poziția corpului, în ținuta voastră, și când stau și când mă scol și când sufletul meu gol și peste tot, fiți atenți că este Dumnezeu prezent. Și când conștientizezi că la volan, că la rând la pâine, că în adunare sau pe lângă adunare, Dumnezeu e prezent, te înfricoșezi cu o frică sfântă, că te vede. Știți că noi de multe ori spunem, te vede Dumnezeu, bată-L Dumnezeu că-L vede. Noi încercăm să luăm virtuțile astea și să dăm cu ele de pământ. Dar Domnul vine și spune, sunt prezent aici cu o dragoste pe care mintea ta nu poate cuprinde. Sunt prezent cu un scop aici. Și asta ar trebui să aducă o frică sfântă și evlavioasă sufletului uman. Am câteva exemple apropo de prezența lui Dumnezeu și trec fugitiv prin ele. Vă provoc doar să vă amintiți de ele. Pentru a înțelege, a ne identifica cu personajele Scripturii. Vă amintiți de Iacov când era în drum spre Haran și vede scara pe care urcau și coborau îngerii? Unde zice el, wow, aici e casa lui Dumnezeu. Aici e poarta cerurilor. Vă amintiți atitudinea pe care a avut-o? Spune, era uimit și s-a înfricoșat. Spune că s-a temut și a zis, locul acesta este unul înfricoșat. De ce te-ai înfricoșat, Iacove? Că doar nu te-a bătut Dumnezeu și nu te-a certat. Ți-a dat un vis frumos, ți-a confirmat ceva, ți-a confirmat că planul său este în derulare, cum vorbeam mai devreme. Prezența lui Dumnezeu l-a făcut să simte așa. Vă amintiți de Manoah, tatăl lui Samson, care avea o soție stearpă. Și vine îngerul Domnului, îi spune că va naște un fiu și după ce pleacă, tremură și zic, murim, am văzut pe Dumnezeu. L-am văzut pe Dumnezeu, murim. Ni s-a spus adineauri despre păstori. Păstorii în Luca 2 cu 9 și 10 spune că s-au înfricoșat foarte tare și e nevoie ca angelii să spună, ușor, ușor, nu vă temeți. Ce făcuseră rău? Ce făcuse Manoah rău? Nimic. V-am zis de străjerii în momentul învierii Domnului Iisus Hristos, că ne spune Scriptura că au rămas ca morți. Ne-am zis de femeile la mormânt care s-au înspăimântat, am încheiat citatul, văzând pe tinerelul care ședea pe piatră. Pe Ioan în Apocalipsa cade la picioarele Domnului Iisus ca mort. Ce făcuse rău oamenii aceștia rău? Prezența lui te topește. Oricât de țanțoși te ține. Și când te pocăiești, nu prea mai trebuie să fii țanțoși. Să fii vertical, în credința în Domnul. Vă amintiți de Daniel că este numit om prea iubit și sfânt. Extraordinar, să spună Dumnezeu, Daniele, om prea iubit și sfânt. Și el când ia contact cu Dumnezeu, spune că sunt cuprins de frică și groază, rămân fără putere. Întrebare la care nu trebuie să răspundeți și să plecați cu ea acasă. Dacă asta provoacă prezența Dumnezeului nostru când aduce vești bune, cum va fi și cum este în caz contrar? Cercetați-vă fiecare. Dacă pe oamenii ăștia, pe titanii ăștia, pe norul acesta de mare de martori, i-a scurcircuitat prezența lui Dumnezeu, i-a copleșit. Pentru vești bune și pentru aprecieri. Cum va fi când va veni Hristos cu ochii ca parafocul și va spune, nu te-am cunoscut niciodată. Pocăiește-te, suflete. Domnul să ne ajute pe toți. În 2 Tesaloniceni, apropo de lucrul acesta, spune cu 2 cu 8. Atunci se va arăta cel nelegiuit pe care Domnul va nimici cu suflarea gurii sale și îl va prăpădi cu arătarea venirii sale. Deci Domnul va prăpădi pur și simplu că apare acolo. Cu arătarea venirii sale. Doamne, îți mulțumim că ești atât de măreț și puternic. Dă-ne o frică
sfântă, evlavioasă. De ce mai este teama sfântă definită de cuvântul lui Dumnezeu? Și asta pentru că cuvântul lui Dumnezeu reprezintă regula, reprezintă definiția și călăuza unei astfel de frici. Cuvântul lui Dumnezeu, să nu uităm că de fapt, reprezintă autoritatea și transcrierea caracterului lui Dumnezeu. Când spui cuvântul lui Dumnezeu, dincolo că spui o carte numită Scriptură, în formă scrisă, spui că s-a transcris și s-a impregnat toată autoritatea lui Dumnezeu, tot caracterul său, tot caracterul justițiar al său, toată bunătatea sa, când spui cuvântul lui Dumnezeu. Dar toată reprezentarea aceasta a cuvântului Dumnezeu ne face să mergem un pas înainte, spunem, Doamne, trebuie să ne gândim și la cuvintele lui Dumnezeu. Pentru că ce resimțim noi de fapt? Noi resimțim în viețile noastre niște efecte, niște stări faptice ale unor cuvinte spuse de Dumnezeu. Eu dacă acum v-aș jigni cu vorbele mele, efectul l-aș simți imediat în inimă. Dacă v-aș lăuda cu cuvintele mele, efectul l-aș simți imediat. Dacă cuvintele cuiva pot da foc la o pădure așa de mare, totodată cuvintele spuse la vreme de nevoie ajută, mângâie, sunt balsam. Domnul Dumnezeu are efectul acesta în cuvintele sale. De ce? Pentru că cuvântul, cât și cuvintele lui, abordează în primă fază, și e foarte importantă afirmația aceasta dacă o luăm acasă cu noi, cuvântul și cuvintele Dumnezeu abordează în primă fază cea mai importantă temă existentă vreodată în univers, moartea veșnică a sufletului. Cum de, nu cu mântuirea? Nu! În primă fază merge cuvântul lui Dumnezeu și cuvintele lui Dumnezeu pun degetul exact pe problema asta. Ești mort. Ești pierdut, te naști mort. Dar stai puțin că Dumnezeu era bun, era cu mântuirea, era cu Hristos. Nu, nu, nu. În primă fază. Și după ce ți arată că ești mort, încep să ai teama sfântă și spui, ce fac? Ce fac? Mi-e frică. Și apare Hristos Domnul, apare crucea, apare credința, apare neprihănirea, apare wow și bucuria. Dar în primă fază, cuvântul lui Dumnezeu lovește exact la țintă. De aceea este de temut. Și cuvintele lui Dumnezeu. Cuvântul pe care l-am vestit eu, zice Domnul Iisus, acela îl va osândi în ziua de apoi. Am mai spus-o și mi-aduc aminte cu drag când un frate în vârstă, în biserica în care am crescut, a spus că era de vârsta voastră sau cu mult mai mic și a primit la țară în biserica în care mergea, a primit o Biblie. De la o bunicuță, de la o soră foarte în vârstă. Și bunicuța i-a scris pe prima pagină aici, uite, îți dau Biblia asta cadou din partea mea să o ai, și a zis, facă Domnul ca această carte să scrie spre mântuire și nu spre osândă. Sunt convins că s-a gândit la Ioan 12:48. Cuvântul pe care l-am rostit eu, acela îl va osândi în ziua de apoi. Dă Doamne viață, să ne dea frică sfântă și nu frica pedepsei, cuvântul Domnului, trăindu-l, aplicându-l, pocăindu-ne. Domnul Iisus Hristos ne spune de fapt ce? Că nu nesocotirea cuvintelor sale și nu nesocotirea sfaturilor de rabin, ci spune autoritatea mea, adevărul, dreptatea, justiția prezentă în cuvântul meu, acela te, starea de fapt pe care o emană cuvântul meu, aceea te va judeca și te va osândi. De aceea trebuie să ai frică sfântă de cuvântul meu. De aceea frica sfântă este exprimată și este determinată și efectiv frica sfântă este explicată prin cuvânt. Cuvânt care am spus că este regulă, definiție și călăuză. Noi nu vorbim și mi-am notat lucrul acesta pentru că întâlnesc foarte des cuvintele acestea. Și probabil în hârtiile pe care le facem la locul de muncă, avem cuvinte de genul, cu o probabilitate crescută, lucrul respectiv se va întâmpla. Dăm drumul la știri și spunem, predictibilitatea PNR-ului. E predictibil ca pentru anul următor, analizăm, sunt oameni statisticieni, niciodată nu o să-ți dea 100% pentru că nimeni nu e Dumnezeu. Ops, pe aici e tema, da. Dumnezeu nu vorbește de probabilitate crescută la maxim și nici de predictibilitate. El vorbește despre certitudine, voință și promisiune. Certitudine divină, voința unui Dumnezeu suveran și de sine jertfitor, vreau că pot și vreau că te iubesc. Sunt suveran, deci pot și te iubesc, deci mă jertfesc.
El vorbește certitudinea unei divină, a unui Dumnezeu iubitor, de voință și de promisiunea bazată pe caracterul său de Dumnezeu. Promisiune. Să știți că am fost și eu să închei un contract și a văzut că este promitent vânzător, promitent cumpărător. Și faci un precontract. De ce? Să îngheți un pic condițiile alea contractuale până va veni momentul să închei contractul. Și avem clauze. Dacă promitentul vânzător sau promitentul cumpărător își încalcă promisiunea, are clauze. Dă 10 ori să dai, dă 5 ori să dai, de nu știu ce. Și pui clauze, adică chiar și la oameni lucrurile se definesc într-un fel. Nu putem să promitem așa și să încălcăm. Totuși intrăm în cadrul legal. Cum e la Domnul? Când promite ceva? Cum e la Domnul în contractul cu el, că el niciodată nu și-a cuvântul înapoi și noi îl călcăm zilnic? Iartă-ne, Doamne, ajută-ne să ne temem să călcăm juruințele, promisiunile pe care ți le-am făcut. Și dacă nu le-am făcut, atitudinea cu care noi tratăm juruințele, în general, promisiunile, cuvântul, decizia, decretul, dacă vreți, hotărârea Tatălui, este declarată în mod plenar peste tot universul. Dumnezeu zice și se face. Și ce zice? Împlinește. Păi stai mă puțin, nu mai discutăm și noi, nu mai tratăm, nu mai... Nu. Ce zice, se face. Ăsta e cuvântul Dumnezeu. Și vă dați seama cum ar trebui să fie cuvântul de copil de Dumnezeu? Acum, ca să nu zic de dumneavoastră, zic și eu de mine, ce ar fi să fiu eu unul care bate, trâncănește, zice tot felul de lucruri, care par bune și copiii mei ar fi niște mincinoși? Și să-i spuneți, bă, la ce te-a crescut, mă, taică-tu, că parcă nu ești copil. Nu zic că nu se poate întâmpla în unele familii, dar de obicei, ce naște din pisică, are același meniu. Nu? Și atunci te gândești, te naști din Dumnezeu și Dumnezeu zice, și tună, și ce zice, aia se face. Doamne, ce responsabilitate avem! Să-mi fie frică să încalc așa ceva. Și atunci înțeleg frica de Domnul și mai bine. Dacă cuvântul unui suveran pământesc, dragilor, dacă cuvântul unui președinte, guvern sau ce-o fi el, constituie normă, lege, obligativitate, dacă determină, constrânge și implică conformare, vă amintiți că n-a trecut mult când a zis articolul 2 din ordonanța cutare, trebuie și toți ne-am încolonat. Dacă cuvântul unui om, pixul unui om, în vârful pixului unui om, stă o decizie, cum stă, Doamne, în penelul tău, în cuvântul tău, când tu zici, peste timp, peste generații, peste culturi, tu tuni din cer, sau de un tunet, și ăla este vocea lui Dumnezeu. Și el nu greșește, că noi mai spunem, urmare a ordonanței cutare, în care am constatat noi cu echipajul de juriști că am greșit articolul cutare, revenim cu legea cutare care are un articol unic. Ce? Se modifică articolul cutare în sensul că, și modifici că da, îndrepți eroarea materială, mai ești om, mai greșești. Și iar devine normă și aia și corectura. Dar Dumnezeu vine și spune, nu, la mine nu e așa, cuvântul meu, cum să nu te înfricoșezi să nu încalci cuvântul Domnului? Și cum să nu înțelegi frica asta ca fiind una bună, evlavioasă, reverențioasă? Al doilea calup de informație era să numească valențele unei frici păcătoase, dincolo de cea sfințită. Am pus 3 subpuncte și i-am spus prima, frica naturală omenească, o avem cu toți. Ce să faci noi? Mi-e frică, acum nu pot să zic că nu mi-e frică. Mi-e frică. Ați auzit în pandemie? Măi, eu știu cum e cu pandemia, dar mi-e frică, mă, că mă îmbolnăvesc și mor. E normal. Nu vorbim de acte inconștiente. Mi-a dat Domnul minte să înțelegem anumite lucruri. Frica naturală omenească, dar, subliniez, în contact cu Dumnezeu. Că așa, fără contact cu Dumnezeu, n-ar rău să vorbim. Nu ne-am strâns aici să facem psihologie și atât. În contact cu Dumnezeu. Frica naturală omenească. Survine întotdeauna ca un spirit de conservare. Măi, mi-e frică și mie, asta trebuie să înțelegeți. Dar omul declară întotdeauna că acționează din frică de Dumnezeu. Aici este greșeala. Omul vine și spune, trăiesc într-o Românie creștină de 2000 de ani cu frică, cu pioșenie de Dumnezeu. Dar de fapt tu îți este frică de carnea ta și de sufletul tău. Tu ești foarte egoist în frica ta. Tu n-ai o relație cu Dumnezeu în relaționarea asta ție. Nu ți este frică că încalci deziderate dumnezeiești. Ți este frică să nu fie ceva rău peste tine. Și am exemplu biblic ca să rămânem în Scriptură. Vă amintiți de Avram când a plecat cu frumoasa lui soție Sara?
Și a ajuns la Abimelec, filistean. Și e tot de teamă. Te rog frumos, să nu zici că ești nevastă mea, că mă omoară ăștia. Zic că e sora mea. Acum, noi nu înțelegem cum era, dar citim în istorie și înțelegem cât de cât că suveranul avea dreptul să ia pe cine vrea el din împărăție. De-aia sunt împărat, să-mi iau nevastă, una, două, cinci, zece, și dacă mai sunt și păgân, nu există cuvântul abuz pe buzele mele. Și atunci el decide, conform drepturilor care le avea, să o ia pe Sara. Noaptea Domnul vine și spune, greșeală, stop joc, vezi că ai greșit. Ai luat nevastă. El ce face? Țineți minte reacția lui? Îl cheamă repede pe Avram și spune, ce mi-ai făcut? De ce mi-ai mințit și mi-ai zis că este sora ta? A avut o frică foarte decentă. Îi spune, dă-i nevasta înapoi. El putea spune, ce băie, dă Dumnezeu, nu mă tem. Cum spune judecătorul nedrept. Dă Dumnezeu, nu mă tem și de oameni nu mi-e rușine. Care problema? O fi Dumnezeul tău, dar nu al meu. Hai, la revedere. El are un soi de frică de divinitate. El vine și spune, măi, ce ai făcut? Ia-o înapoi. Să nu mi se întâmple ceva rău. A avut o frică mântuitoare împăratul ăsta? Nu. Intrăm și în cadrul acesta. De câte ori nu suntem așa? Că și până la urmă pentru noi predică. De câte ori ai impresia că Dumnezeu zice și eu, să nu mi se întâmple că pică pe mine și familia mea? E o frică naturală omenească, dar nu aduce mântuire. O altă frică este, și aici storim puțin mai mult, frica, i-am spus eu, de nu iau a lui Dumnezeu. Mai dă Dumnezeu cât o nu ia, ai văzut? Respectivul? Da, în de zile face, de... i-a dat Dumnezeu. Nu există. E o mare păcăle la Satane. De nu iau lui Dumnezeu. Este frica care îngrozește. Nu este frica sfântă, evlavioasă. Este frica care îngrozește și care, culmea, paradoxal, duce perpetu continuu la o frică, dar o rebeliune împotriva lui Dumnezeu. Și haideți să vă dau un exemplu pe care mi-a dat Florin Mereuță, când studiam despre Lot, duminica trecută. Și o spun pentru că nu e ideea mea și nu mi-a venit în minte, dar așa este. A avut dreptate. Nevasta lui Lot i s-a spus, fugi și nu te uita înapoi, că ai să mori. Faptul că ea a îndrăznit să se uite înapoi a fost un act de frondă și rebeliune la adresa lui Dumnezeu. De-aia a fost frică, i-au tremurat picioarele. Să curgă foc din cer, să vină îngerii, să le ia pe bărbatul de mână, haide să fugim, să mă apuce la poate, să mai pună mâna, să... a cuprins-o groaza. Și cu toate astea, este un act de rebeliune, mulțumesc frate. E un act de rebeliune împotriva lui Dumnezeu. Intrăm și aici? Eu știu că mi-e frică de Dumnezeu, îi respect atributele, vin la adunare și cu toate astea, am mai ușit în spate câteodată, înțelegeți? Și în loc uitat în spate, fiecare își spune ce știe că face în mod intenționat. Păcatul cu voia. Frica de nu iau lui Dumnezeu. Haideți totuși să nu cumva să ne pedepsească Dumnezeu. Să nu cumva să ne luească familia, biserica, România, orașul, sectorul 6. Să nu cumva să se întâmple ceva. Asta nu e frică mântuitoare. N-are nicio legătură. Vezi poporul evreu în pustie către Canaan. A fost conștient mereu la fiecare pas de pedepsele pe care le avea. Au rămas cu carnea în dinți când au cerut preperițe și au zis, ce atâta mană? S-a desficat pământul și i-a înghițit pe unii de vii. A plecat Moise și au început să facă tot felul de viței de aur. Au greșit de atâtea ori, atâtea ori și le era frică de pedepse. Și cu toate astea s-au răzvrătit și Domnul le spune. Popor îndărărnic, încăpățânat, răzvrătit. Doamne ajută-ne să nu fim așa. Dar ce vreau să scot în evidență? Este uimitor că același gen de frică pe care oamenii l-au avut ca frică de Jehova, de Dumnezeul lui Moise care îi călăuzea, același soi de frică l-au avut și cine? Păgânii care au fost alungați din fața lor când ei mergeau. Același soi de frică. Și auzi ce spune. Exod 23:27. Voi trimite groaza, și o traducere spune, voi trimite teroarea înaintea mea, voi pune pe fugă pe toate popoarele la care vei ajunge și voi face ca toți vrăjmașii tăi să-și întoarcă spatele spre tine. Deci oamenii ăștia, spune Domnul Dumnezeu, aveau contact cu groaza, cu teroarea Domnului. Nu spune că le-a dat așa niște evenimente și niște fenomene naturale de care s-au speriat. Nu spune că le-a vorbit prin baalii lor și i-a speriat cu baalii lor. Spune, groaza mea, mă fac cunoscut înaintea lor. Oamenii ăștia au murit nemântuiți. Și același soi de frică au avut și poporul. Când măcar că era pedepsit, nu vroia. Eu întreb așa,
Nu biserica izbândă, că știți că e casa noastră. Dar și pentru noi. Până când? Până când Românie? Până când Europa? Până când te mai încordezi la cerbice și Dumnezeu spune să-ți fie frică de El? Și de Dumnezeu ți-e frică și de oameni nu te rușinezi. Până când? Să ne purtăm în rugăciune țara, biserica, continentul ăsta. Să încercăm să mișcăm mâna care mișcă lumea prin rugăciunile noastre. Căci asta ne-a mai rămas. Amin. Gândiți-vă la Rahab și la întreaga cetate. Ne arată de un punct foarte important. Lipsa pocăinței când vorbește noia lui Dumnezeu. În capitolul în care se vorbește despre Rahab, eu doar spicuiesc. Spune că am auzit tot ce au făcut Domnul vostru, celor doi împărați ai amoriților dincolo de râu. Odată. După aia spune, pe toți i-a apucat groaza de ei și de locuitorii care tremurau înaintea lor. Tuturor li s-a tăiat inima și toți și-au pierdut nădejde înaintea lor, căci Domnul Dumnezeul vostru este Dumnezeu în ceruri și pe pământ. Vorbea Rahav cu iscoadele. Deci, toată cetatea, nu o parte, nu peluza din stânga sau cea din... Toată cetatea tremura că a auzit de Dumnezeul vostru. Dar cele lipsilor? Pocăința. Pentru că doar casa ei și doar ea au fost căpați având încredere cu pocăință în Dumnezeu. Acum, gândiți-vă, cum s-a temut ea spunându-le iscoadelor, ai grijă de noi, nu ne noroci când veți veni și ne veți cuceri, că sigur ne veți cuceri. Nu s-au temut și ea din cetate? Păi tocmai ce au spus. Și atunci ce a rămas în picioare? Păi a pus o pilă la iscoade, am auzit odată. Păi i-a ajutat pe aia și de aia. Nu, problema a fost una lăuntrică în relație. De-aia apare Rahav pe lista genealogiei Domnului Iisus Hristos. De-aia suntem noi acolo în listă. Adam în grădină. Am spus că aici este lipsa pocăinței. Gândiți-vă la lipsa echilibrului între virtuți și o să vedeți de ce. Adam în grădină spune, ți-am auzit glasul în grădină, mi-a fost frică și ca urmare, pentru că eram gol, m-am ascuns. Știi ce face Avram de fapt? Adam, mă scuzați. El sub imperiul fricii sale spune, dar era normal când ți-am auzit glasul, mai ales că știam că am și comis greșeala, ce era să fac? Vă dați seama de câte ori auzi el glasul în răcoarea dimineții când vrea Dumnezeu și făcea exact contrariu? Ia imaginați-vă acum, hai să ne dăm și noi drept să ne imaginăm cum a fost acolo. Era în grădină, aude glasul Domnului și ce face? Până să greșească. Fugea în brațele Domnului și vărea gură la gură în răcoarea dimineții. Ia auzi, vine iar tata. Zbura ca un copil în brațe. Dintr-o dată, aude și o apucă invers. Ești că este Iona. Mai unde duci? Asta face păcatul dezechilibrului virtuților. De ce? Pentru că el a gândit foarte corect. Am greșit, Dumnezeu mi-a spus că o să mor, deci dreptatea lui Dumnezeu stă în picioare. Cu ce a greșit Adam? A greșit că dezechilibrul a stat așa. S-a uitat decât la dreptate, dar nu și la dragostea lui Dumnezeu. Noi, că până la urmă despre noi vorbim, ne uităm la cruce și vedem dreptatea lui Hristos. Și spunem, mânul lui Hristos îi sfârtec și nu știu ce, și vedem tot felul de justiție. Și am creat un dezechilibru unde? Că am uitat că într-adevăr dreptatea lui Dumnezeu a venit ca un fulger peste cruce și l-a omorât pe Hristos. Dar toate au fost făcute pe un fond de dragoste. Dumnezeu a zis, din dragoste pentru voi, moare fiul meu. Că Domnul Iisus Hristos a zis, din dragoste pentru voi, accept să mor. Deci echilibru trebuie să vină între dragoste și dreptate perfect, desăvârșit. Că ce altfel, dacă ajungi în extrema cealaltă în care ai foarte multă dragoste și lași dreptate la o parte, o să ajungi într-o permisivitate extraordinară. Lasă, frate, că e har. Măi, dar stai puțin, că nu e... Merge, frate. Păi și surori, frați, relații, dogmă, teologie. Hai, frate, Hristos e mare. Ce crede dezechilibru și ai urcat dragostea foarte sus, dreptatea aproape că dispare și ai întors foaia și tot acolo ești. Și nu mai ai frică de Dumnezeu prin dezechilibru virtuților. Așa cum ai frică de Dumnezeu când sunt echilibrate și la fel nu mai ai frică de Dumnezeu când ai dreptate, pentru că ce? Că ai frica păcătoasă și fugi ca Adam și fugi din fața lui. Și eu v-am dat exemplu de coleg și prieten din copilărie când ne-am întors amândoi din parcarea blocului adunare și a plecat la muncă în Anglia. Praful s-a ales. Când a venit în țară, l-am găsit și am zis,
Nu știu dacă ne ascultă. George. George, ce faci, frățioare? Nu te-am văzut, sunt 15 ani. Hai la adunare, că e adunarea azi. Nu merg, frate, că mi-e rușine, dau cu frații, știu că am plecat din adunare, că am făcut, că am drept. Nu să merg acolo. Hai mă, frate, vină cu acema. Dar abia am tras de el. Și am ajuns așa pe centru. Și stăteam în bancă cu el. Și stând lângă el pe bancă, îmi spune încet la ureche, vorbea un frate, Iacov, și spune, mi-amintesc toate cuvintele pe care le spune fratele. Și acum știu că ar fi trebuit să-mi pară rău. Dar nu îmi pare. M-a zdrobit. Am ajuns la concluzia că s-a împietrit cu totul. El știa aici că urmează și că ar fi fost evident, normal și firesc să-i pară rău. Ce știu că ar fi trebuit să vină sentimentul părău. Dar nu îmi pare rău. N-am știut ce să mai zic. Dezechilibru total. N-am mai văzut dragostea lui Dumnezeu, n-am mai văzut dreptatea lui, a luat o razna, un suflet dezechilibrat total. Să ne ferească Domnul de astfel de lucruri și echilibru să vină de la el într-o fică echilibrată, evlavioasă și sfântă. Gândiți-vă la slujitorul care a ascuns talentul. De fapt, exact același lucru. El îl zugrăvește pe Domnul Dumnezeu, pe stăpân. Știți că vine cu talentul și spune, tu ia atâția, tu atâția și tu, Gigele, că ești mai mic și neputincios, ia mai puțin. Ei bun, Dumnezeu știa că este slujitor în casa lui, îi mai dăduse, știa că slujește, i-a dat după puterile lui, dar i-a oferit, nu l-a pus la muncă, i-a oferit plin de dragoste, un talent. Și el vine și spune, m-am temut că ești un stăpân aspru, care se ceră de unde n-a semănat și care face. Eu m-am temut de tine și uite, eu conservator cum sunt, n-am pierdut niciun leu. Scoate din pământ talentul și îl dă. Și Domnul Dumnezeu îl pedepsește și spune, rob, viclean, rău și nedrept. Adică încep să te gândești, ce ai, Doamne, cu el? El de fapt a avut acolo delăsare, a avut nepăsare, lipsă, n-a avut dragoste, n-a avut nimic. De ce? Pentru că el și l-a zugrăvit pe Dumnezeu după mintea și firea sa păcătoasă. Mie îmi place foarte mult acolo că Domnul vine și spune, stai mă puțin, tu îmi spui mie că stă aspru, că iau de unde n-am pus și că nu. Domnul îl lasă în pace și prin modul lui de intervenție îi spune, greșit, asta este modul pe care tu m-ai zugrăvit pe mine în ochii tăi conform standardului tău. Dar vreau să îți spun altceva, dragule. Chiar de-ar fi așa, dacă știi că sunt aspru, cum zici? Tocmai faptul că n-ai făcut nimic, că știi că stai aspru și că pedepsesc, demonstrează că ești viclean. Că dacă tu ai zis cu gurița ta că sunt aspru și sunt dur și sunt rău, ar fi trebuit din frică să faci, dar tu ai fost un leneș. Ai fost un leneș, n-ai păstrat echilibru. Vă spun iarăși o chestiune personală. Când primul meu copil era mititel, și mereu spune, tati, vezi ce zice acolo, că m-am făcut și o mare, mai zice tot. Era mititel și l-am trimis să-mi aduc un parc cu lapte. Și lipa-lipa pe parchet așa, mare împiedicare, mare zdruncinătură, mare lapte pe tot parchetul. Și paharul spart. Ați fi vrut să-i vedeți privirea. Are el ochișorii mari, dar erau ochii așa. Nici nu început să plângă, deci nu putea să plângă. Era, ce a făcut, mai ales că laptele pe parchetul ăla de culoarea venghe, știți cum se vede, e o artă neînțeleasă. Și în momentul ăla, mintea mea mi-a zis că atât de crispat îmi vinețise copilul, m-am dus la el să nu să sperie copilul. Ar fi fost nebunește să-l mai cer și atunci. Tati, stai liniștit, uite, am scos repede, ceva, șterge. Dar a picat și pe bucățică de covor. Și el tot s-a uitat că aia n-o scoți. Uite, vine mami, vine acum mami și cum ai zis? Așa am mintit. Vine mami și freacă cu peria. Deci ține minte. Și el așa cu limbut cum era, ce freacă mami cu peria. Și el era atât de vesel că nu l-am certat și că tot s-a rezolvat. Și repeta, freacă mami cu peria, freacă mami cu peria. Era, am scăpat. Ce vreau să vă spun cu exemplul acesta? Că a trecut timpul și a început să crească și problemele s-au mai repetat. Și orice făcea, știți ce expresie avea pe buze? Freacă mami cu peria, tati, nu-i așa? Mi-am dat seama că eu risc să creez un dezechilibru. De ce? Aveam atâta dragoste fără să fac dreptate acolo în creșterea și educarea copilului meu, că el și când făcea o prostie care nu necesita curățare, el tot preca cu peria. Nu știu dacă vreți peria asta minune, să o întrebați pe Claudia, o perie care repară și lucruri care s-au spart, cum ar fi bibelourile. A spart un bibelou și spune, freacă mami cu peria. Deci el creasem eu un dezechilibru neintervenind și cu dreptate acolo. Cum? Să ne dea Domnul înțelepciune. Că
Nu trebuia să intervin atunci, dar după ar fi trebuit să încep. Tati, nu mai merge, gata. El la orice rezolva pe ea. Își permitea, făcea greșeli în care nici măcar nu mai avea sentimentul mustrării. Vă dați seama? Cum suntem noi pe calea Domnului? E bun, Domn. Asta ar fi în cazul acesta al fricii. Și frica păcătoasă, spunem, versus frica evlavioasă ca ultim capitol. În primul rând avea să spun despre temere și îndoială. Să știți că temerea și îndoiala, am experimentat-o, sunt convins că și dumneavoastră, ne este prezentată în Scriptură, se determină una pe alta și este cauză una pentru alta. Dacă ai temere neconformă voii lui Dumnezeu, de Tatăl Ceresc, începi să te îndoiești de dragostea Lui. De Dumnezeu cum ia, Dumnezeu e drept, așa trebuie. Pe de altă parte, deci a determinat temerea îndoiala. Dacă ai îndoială și spui, băi, Dumnezeu m-a mai asculta, o mai face Dumnezeu una alta, o mai acționa Dumnezeu, de fapt a ajuns să te temi. De ce? De pedeapsa Lui când ai început să te îndoiești. Că acum sigur trebuie să vine și nu ia. Înțelegeți? Se determină una pe alta. Ce este grav și vreau să punctez este că atunci când se amestecă temerea cu îndoiala, ele au un singur rezultat, necredință. Când te temi de Dumnezeu într-un mod nepotrivit și când te îndoiești de dragostea Lui de Tată și de dreptatea Lui, ai picat din credință. Sau credința ta scârție. Dar nu mai ai credința autentică și mântuitoare. De aceea este atât de periculos să-ți fie teamă Dumnezeu într-un mod incorrect sau să te îndoiești de dreptatea și bunătatea Lui într-un echilibru, pentru că atunci mergi cu siguranță spre necredință. Cu siguranță vei merge spre necredință. Domnul, am un exemplu biblic din nou. Aduceți-vă aminte de Iair. Era un fruntaș al sinagogii. Nu era el fruntașul, era unul dintre fruntași. Și vine la Domnul Iisus Hristos și spune, fetița mea trage să moară. Deci nu că suferă, nu că a făcut-o întorsă, e pe moarte. Cap de linie. Ce mai poate fi mai rău de atât? Cineva spunea că mai rău decât o moarte poate fi o viață de chin. Dar tot cu moartea se termină. Domnul Iisus în Marcu 5 cu 36 spune așa. Un verset mic, dar atât de cuprinzător. Nu te teme, crede numai. În ce context îi spune asta? Domnul Iisus face legătura foarte frumos, foarte frumos, magistral, divin. Îi creează în minte o legătură, indică spre o legătură între frica păcătoasă și necredință. Nu te teme, virgulă, crede numai. Adică dacă tu te temi, rezultă că n-ai credință. Deci eu spun nu te teme ca să crezi. Domnul creează legătura și spune, vezi că, virgulă, credința ta va fi afectată cu siguranță dacă începi să te temi de moartea fiicei tale sau de încercarea care vine sau de orice altceva care mă scoate pe mine din schemă. Mergem un pas mai departe și aș vrea să vedem contextul în care are loc discuția. Vă amintiți când a venit Iair? Ce făcea Domnul Iisus atunci? Vă amintesc eu. Se întâmpla, avea loc acea întâmplare, era de 12 ani. Deci îl îmbulzea lumea, femeia vine, Domnul întreabă, ucenicii zic, păi nu vezi că te îmbulțesc toți, cine s-a atins, deci are loc acolo, scurge, și el venise acolo, Iair. Vă puteți imagina că Iair vine și spune, dacă n-ai fi întârziat cu femeia aia, ajungea mai devreme acasă și nu murea fetița. Că știți că fetița a murit până la urmă, nu? Știți că în timp ce era acolo cu femeia, cu scurgerea, vine unul de la fruntașul sinagogii, spune, nu-i mai face supărare învățătorului. Fetița a murit. Vă dați seama cum s-a simțit părintele ăsta? Vă dați seama câtă teamă a avut el să nu moară și teama aia l-a fârtecat când a aflat că a murit? Ăsta e contextul. Gândiți-vă că Iair poate să spună, dacă nu s-ar fi întâmplat așa, dacă n-a apărea femeia asta, dacă, oh, ce ghinion! Hai să mergem la noi. Mi-e frică, Doamne, să nu se întâmple cu tare lucru. Dă, Doamne, să nu fie așa. Omenește, justificabil, te rog să fie așa. Dar asta te duce spre necredință. Asta ar fi contextul. Ia să vedem cum acționează Domnul Iisus Hristos. Să învățăm de la El. Ce îi spune femeii? Ce îi face femeii? Cum atinge pe femeie? Cum se roagă pentru femeie? Cum o mângâie pe femeie? Cum îi spune că trebuie să oprească sângele? Cum face Domnul treaba asta? Nu face. Îi spune femeie, credința ta, du-te în pace. Deci efectiv femeia, prin probitatea ei spirituală, ca să o numim așa, efectiv n-are voie să o atingă Domnul ca pe lepros. N-are voie să atingă nevoie,
să se atingă de picioarele lui. N-are nevoie să spună Domnului o rugăciune. Nu! În schimb, pe Iair îl încurajează, acționează, vorbește cu el și spune, hai acasă. De ce? Că a simțit că omul ăsta era cuprins de frică. Femeia noastră ce a avut ea? A avut o frică evlavioasă. De ce? Măi, e rabin. Dacă mă duc acolo, eu n-am voie nici să vorbesc cu el. Da, păi să-i mai... Eu sunt cum sunt cu scurgea, sunt murdară ceremonial de 12 ani de zile. Mă știe comunitatea. Dacă mă duc acolo, mă ating de unul altul în buzeala aia și mai trage și vreo două peste ochi, vreun bărbat care spune, ce cauți aici? Ne-ai murdărit pe toți, nu o să mai putem intra în sinagogă, nu o să mai putem intra în templu. Toate temerile astea n-au făcut obiectul unei frici păcătoase. A zis, eu am auzit că rabinul ăsta e bun. Eu am auzit că e Fiul lui Dumnezeu. Am intrat, când a intrat în Ierusalim, toți au strigat Osana Fiul lui David. Eu știu cu ce, mă duc până acolo, n-a avut frică păcătoasă. A avut frica autentică. În schimb, ce a avut Iair? De-aia Domnul Iisus femeii spune, te-a vindecat credința ta, nu mai am nevoie să fac nimic. Iar lui Iair îi spune, mă omule, nu te teme, te rog eu frumos, nu te teme, crede numai, hai să mergem. Și uitați cum stau lucrurile. Matei 5:35. Iată că vin niște oameni de la fruntașul sinagogii și spun că a murit fetița. Domnul Iisus Hristos în versetul 36 următor spune, fără să țină seama de cuvintele acestea, i-a zis, nu te teme, crede numai. Imaginați-vă tabloul. Vorbește cu el și ăla vine și îi spune, băi, gata, lasă, a murit fetița. Și Domnul se bagă în fața lui și spune, fără să țină seama de el, îl obturează până al dă-l o parte, du-te de aici, pleacă de aici, lasă-mă că am o misiune cu Iair, să nu-l cuprindă frica și să nu pice în necredință. Fără să țină seama, aproape că zici că e sfidător Domnul Iisus Hristos. Ăla vorbea de aia vestea cea mare, că murise fetița și spune, fără să țină seama de ce, vorbea peste el, îi spune, pleacă de aici, nu vreau să mai teamă Iair. A Iair, eu sunt Iair, credeți-mă. Mi-aș dori să fiu femeia cu scurge 12 ani să vină Domnul să spună, Cristiane, credința ta te-a mântuit, n-am văzut credința așa mare. Dar eu sunt Iair și mă rog și văd că ploarele s-au dus la pământ. Domnul îi spune, ne ținând seama de pandemie, de criză, de tot, de nenorocit, îți spune, băi Cristiane, nu te teme, mă. Crede numai. Asta e Dumnezeu nostru. Crede numai. Hai acasă. Domnul e moartă. Să ajung acasă să-mi văd copilul mort. Crede numai, haide, hai acasă. Îmi imaginez tabloul ăsta și dați-mi voie să-mi imaginez cum vreau eu. Pe Domnul care, neținând seama de veștile rele, spune, hai acasă. Acesta e Dumnezeul nostru. Asta a fost amestecul acesta de temere și îndoială, care are ca rezultat de credință. Când pui azot lângă motorină și iese gaură pe autostradă. Al doilea punct ar fi așa, descoperirea bunătății Domnului poate duce la frica sfântă în omul regenerat. Bunătatea Domnului. Când omul vede bunătatea și măreția lui Dumnezeu, când o vede nu așa cum vin, vizită la adunare, cum primești o Biblie și o vezi. Când o vezi pe pielea ta. Mi-a plăcut mult Alex dimineață că a deschis Scriptura la Psalmul 118 și la versetul 4 a spus, cei ce se tem de Domnul să zică, căci în veac, în veac e tare bun Domnul. Dați-mi voie să afirm o expresie pornită de la un verset din Psalmul 130. Și expresia spune așa, Domnul Dumnezeul nostru este periculos de bun. Și dacă nu sunteți de acord cu mine, citeți versetul. Doamne, dacă ai păstra aducerea mintea nelegiurilor noastre, cine ar putea sta în picioare? Dar la tine este iertare ca să fii de temut. Păi bunătatea lui Dumnezeu provoacă teamă, ești periculos de bun pentru tot iadul. Acesta e Dumnezeul nostru. Neiertat, n-ai să poți sta în picioare, ești mistuit, ești dezintegrat. Dar iertat, ești mai mult decât wow. Ești de temut când toată bunătatea lui Dumnezeu te acoperă și tu o conștientizezi ca om regenerat, nu ca un om secular care, da, Dumnezeu e bun, așa este, și Allah e bun. Și Buddha e bun, cu toți ești bun. Când ești ca un om născut din nou și vezi bunătatea lui Dumnezeu și măreția sa, de fapt te topești. Și zici cum a zis psalmistul. Și atunci ai frica sfântă. Domnul Dumnezeu să ne ține pe toți în picioare. Să ne ținem pe toți în picioare și să ne aducem aminte că în Geneza, Adam și Eva au greșit. Și da, șarpului se spune că el va zdrobi
călcâiul seminței femeii. Geneza 3:15. Dar această sămânță îi va zdrobi capul. Femeia și bărbatul erau acolo și au auzit sentința asta. A venit o sămânță din mine și cu siguranță ne va scăpa de mare necaz în care am intrat. Se naște Cain, eșuează lamentabil, Abel este mort, Cain care însemna primit, sunt convins că a născut în mintea și în inima Evei, am primit ce mi-a zis Domnul. Ce? Sămânța. Acum suntem scăpați. Pe urmă, vede ce se întâmplă cu crima comisă de el și ajunge la Set, care Set înseamnă înlocuit. E, acum gata, a venit sămânța. A venit sămânța, acum putem scăpa și noi de nenorocire. Și în versetul 26 din Geneza 3, spune că odată cu Set și nașterea lui Enos, au început oamenii să cheme numele Domnului. Nu numai ea, toată lumea a început să roage. Toată lumea a început să cheme numele, toată lumea a început să se lege de acea promisiune. Și parcă nu mai venea promisiune. Și noi astăzi suntem beneficiarii împlinirii acelei promisiuni. Hristos Domnul a venit. Slăvit să-i fie numele. Cât o fi trecut de la Adam și Eva, încă să mai bate o logii să spună. Dar culmea e că eu cu dumneavoastră, de 2000 de ani, oamenii care au trăit experiența bisericii care beneficiază pe urma seminței și pruncului care a venit, căci un prunc vi s-a dat pe umerii lui, este numit așa, așa și Domn al păcii, am venit să fac pace între voi și Dumnezeu și așa mai departe. Așa este. Prin Avram și Iacov și Isaac fiul, avem o mare pildă. Tatăl cu fiul se duc să-l jerfească. Ne este foarte clară imaginea. E fiul promisiunii. Să înțelegem că Avram nu s-a dus să jerfească decât ce aveam promisiunea care pe noi ne cuprinde. El nu l-a jerfit pe Ismael. L-a luat pe fiul promisiunii. Este imaginea Domnului nostru. Și într-adevăr, un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat ca motiv de bucurie unic în univers, dar care, pentru a duce la îndeplinire promisiunea, era necesară să-i fie zdrobit călcâiul, să fie jerfit și să vadă moarte. Eu am spus-o și la sărbătoarea de anul trecut. Este greu, în mijlocul bucuriei și a iezlei și a pruncului născut, să vorbești de moartea pruncilor de 2 ani în jos. Este greu ca în mijlocul bucuriei să vorbești despre moartea acestui prunc care s-a născut ca să moară. Dar altfel nu închizi cercul mântuirii. Dacă vii numai de Crăciun, 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 Crăciun și sărbători, n-ai închis cercul mântuirii până nu moare. E groaznic, e drept, dar este echilibrat de iubirea care ne-a purtat-o. Domnul să ne ajute aceasta și închei cu Evrei 12:28. Să ne arătăm mulțumitori și să-i aducem astfel lui Dumnezeu o închinare plăcută cu evlavie și cu frică. Domnul să ne ajute să nu ne îngrozim, ci să ne temem și să învățăm. E foarte mare lucru că spune să înveți, să te deprinzi, să te antrenezi. Cum spunea și Sfântul Apostol Pavel, m-am deprins, m-am antrenat să trăiesc și sus și jos și la stânga și la dreapta și în situația cu tare. Nu m-am născut așa, nimeni nu s-a născut așa. Să învățăm să ne temem de Domnul într-un mod corect. Amin.